ora 11. Bună dimineața, bun venit la Toc B1. Luna lui cuptor vine cu temperaturi de foc. Meteorologii anunță că în următoarele 4 săptămâni va fi mai cald decât în mod obișnuit. Nu scăpăm nici de ploi, precipitațiile vor cădea în mod deosebit în zona de sud-vest și la munte. Mai multe despre vremea în luna iulie ne spune Dinu Mărășoiu, meteorolog de Serviciul Administrația Națională de Meteorologie. Bună dimineața, domnule Mărășoiu, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Bună ziua! Într-adevăr, vorbim și de perioade caniculare în luna iulie, sigur nu sunt multe detalii, dar mai întâi vreau să vă spun ultima noutate, respectiv de o oră a intrat în vigoare un cod galben în mai multe județe pentru instabilitatea atmosferică. Acest cod galben este valabil până la ora 23 și vorbim de Maramureș, local Transilvania, Munte, de asemenea nordul Muntenii și sudul Moldovei, unde vor fi averse care vor avea scărcări torențial, descărcări electrice, intensificat de scurtă durată ale vântului și izolat grindina. Și, sigur, în astfel de condiții, intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi destul de însemnate, local 25, poate chiar 40 de litri pe metru pătrat. Pentru celelalte zone ale țării, unde acum județele sunt colorate în verde, totuși pot să apară fenomene specifice instabilității atmosferice, dar pe arii restrânse și pentru intervale mai scurte de timp, cu o probabilitate mai mare în partea de est, de sud-est a țării și de asemenea în partea de vest. Da, revenind însă la prognoza pentru următoarele 4 săptămâni, am citit că va fi mai cald decât normalul perioadei. Ce înseamnă asta? Își va dovedi renumele luna lui cuptor în intervalul în care tocmai am intrat? Da, sigur, detaliile sunt deja cunoscute, dar să vă dau câteva informații în plus. Exemplu, pentru mâine, 4 iulie, în mod normal, temperaturile maxime sunt de la 23-24 de grade în depresiuni până la 30-31 de grade în lunca Dunării, cu 29 de grade la București. Deci că începutul, chiar dacă nu vorbim de săptămâna următoare, este cumva normal, pentru că cam acestea sunt și valorile de mâine. Iar nopțile sunt cele cu valori între 10-11 grade în depresiuni până la 18-19 grade pe litoral și acestea foarte apropiate de prognoza noastră. În momentul când vorbim de o perioadă săptămânală ceva mai caldă decât normal, cu, eu știu, circa un grad, acolo se face o medie între temperatura maximă zilnică și temperatura minimă zilnică. Și dacă, de exemplu, pentru sudul țării 22-23 de grade o să vedeți pe hărțile noastre ca valori medii, poate chiar 24 de grade în a doua jumătate a lui iulie, asta este o mediere între zi și noapte. De ziua putem avea peste 32-33 de grade, poate chiar canicul, adică peste 35 de grade, iar nopțile, sigur, sunt și ele ceva mai calde, spre 18-20 de grade, de exemplu, pentru București în acele zile călduroase. Da, domnule Mărășoiu, ne-am obișnuit cu vremea la extreme. În debutul discuției noastre ați anunțat și dumneavoastră un nou cod. Nu e zi fără avertizări nowcasting. Se va păstra această tendință și luna aceasta? Da, pentru că dacă privim așa climatologic pe 10 de ani, după luna iunie, cea mai instabilă din an, și acest lucru s-a confirmat și anul ăsta, urmează luna iulie, apoi luna mai. Și de-abia din august încolo vorbim de o diminuare a fenomenelor asociate instabilității atmosferice, ceea ce nu înseamnă că nu apar undeva izolat sau într-o altă zi. Dar iulie, cam așa a fost și în ultimii ani, alternează perioadele caniculare care se pot termina cu nopți, cu averse și cu fenomene destul de severe legate de instabilitatea atmosferică, sau zile în care de la început sunt înorări și ploile continuă. Dar, sigur, detaliile pe zile vin în momentul în care avem date suficiente pentru a le oferi dumneavoastră. Am pregătit pentru această oră o discuție despre turism și desigur că ne vom concentra și pe turismul de la noi. Nu a fost o primăvară călduroasă și nici vara nu a început bine pentru amatorii de vacanțe pe litoral. Au fost multe zile cu ploaie. Așa cum arată hărțile în acest moment pentru cei care au deja planuri de vacanță la începutul lui iulie la mare, ce vești aveți? Chiar dacă apar în orările, vorbim și de această după amiază și de mâine după amiază sau zilele următoare, reținem că nu sunt zile, cum să vă spun, cu soare care iese continuă de la 6 dimineața până la 19 seara, dar nici cu nori. Adică o probabilitate destul de mare până la orele prânzului sau chiar
până la orele 14-15 să fie vremea bună, apoi să apară norii, să plouă mai mult sau mai puțin. Deci acesta este tipic instabilității pe litoral. Acolo apa mării deja a crescut destul de bine, cel puțin la Constanța, acum sunt 23 de grade, este un pic mai scăzută apa mării la Mangalia, 18 grade, dar va trebui să crească și acolo. Deci chiar și în condițiile cu cer noros, după cum știm, ne mai putem bucura de apa mării sau cei care merg la strand. Acolo oricum sunt o serie de factori care sigur atrag turiștii mult dincolo de vreme. Intervalele acestea ploioase continui zile în șir, deocamdată nu se întrebă. Anul acesta zăpada s-a păstrat până târziu la altitudini înalte. Cum va fi vremea în intervalul următor la munte? Deocamdată nu mai vorbim de ninsori, nici măcar la înălțimi de peste 2000 de metri. Acolo însă probabilitatea pentru averse mai puternice este mai mare, mai ales în zona Carpaților meridional și oriental. În aceste zile, sigur, în momentul în care vremea se mai stabilizează și mai cresc temperaturile, devin și acolo fenomenele destul de locale, dar asemănător cu situația de pe litoral, nici cei care merg la munte nu se așteaptă la zile, cum să spun eu, în toamnă, adică cu cer noros și cu ploaie toată ziua. Și acum aș vrea să vă rog dacă mai aveți întrebări, pentru că noi totuși suntem serviciu operativ. Vă mulțumesc foarte mult. Dinu Mărășoiu, Administrația Națională de Meteorologie. Mergem mai departe. E liber la vacanțe în Bulgaria. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că autoritățile bulgare au revizuit condițiile de intrare în țara vecină în contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, persoanele care sosesc din România pot intra în Bulgaria fără a fi obligate să prezinte alte documente, cu excepția actelor de călătorie, adică pașaport sau carte de identitate. Alături de Grecia și Turcia, Bulgaria e în topul preferințelor românilor în această vară. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, noile măsuri se aplică până la data de 31 iulie 2021. Potrivit informațiilor publicate de autoritățile bulgare, pe teritoriul Republicii Bulgaria se aplică sistemul de clasificare a statelor de proveniență pe mai multe zone, verde, portocalie, roșie, în funcție de gradul de răspândire a COVID-19 în aceste state. Cu toate acestea, Bulgaria au instituit o categorie specială în care a fost inclusă și România, astfel că românii pot călători în Bulgaria fără a avea un test anticovid sau fără o dovadă a vaccinării sau certificatul digital UE privind COVID. Într-un comunicat emis de Ministerul Afacerilor Externe se arată că turiștii pot intra pe teritoriul bulgar cu buletinul sau pașaportul. Autoritățile române invită totuși călătorii să consulte informațiile cu privire la clasificarea statelor pe zonele verde, portocalie, roșie, respectiv condițiile pe care trebuie să le îndeplinească în momentul călătoriei. MAE mai recomandă și informarea temeinică anterior deplasării în străinătate și respectarea cu strictețe a măsurilor aplicabile în contextul pandemiei de COVID-19. Da, și vă prezint invitatul cu care discutăm despre vacanțe la această oră. Traian Bădulescu e alături de mine și îi mulțumesc foarte mult. Bine ați venit, domnule. Bună dimineața și bine v-am regăsit și mulțumesc și eu pentru invitație. Așadar, românii pot vizita litoralul bulgăresc doar cu pașaportul sau carte de identitate, în contextul în care aflăm, iată, că Bulgaria este în top 3 ale opțiunilor românilor pentru vara aceasta. Așa este, în top 3 și a fost mereu în top 3 în ultimii 10-15 ani. Bine, Ministerul Afacerilor Externe încearcă să repare și o gafă pe care o știm de acum două zile când a anunțat. Cea legată de Grecia. De Grecia, cu acea traducere, și era vorba de teste aleatorii, nu obligatorii. Dar da, ideea că nu e o noutate că se circulă în Bulgaria fără nimic. I-au anunțat de la 1 iunie. Vine cam târziu acest comunicat. Și eu am fost în Bulgaria la începutul iunie fără să prezint decât actul de identitate. Da. Cum a mers până acum sezonul de vară? Au confirmat turiștii români aceste preferințe sau, dată fiind relaxarea condițiilor epidemiologice, au optat și pentru alte destinații? România au început să opteze și pentru destinațiile clasice. Mă refer în primul rând la top 3, și anume Grecia, Turcia și Bulgaria. Dar în afară de acestea, s-au reactivat opțiunile pentru, eu știu, city break-uri, pentru cei care nu au concediu în această perioadă și care vor să plece doar câteva zile. Sau pentru destinații mai îndepărtate, dar la fel de însorite, precum Spania, Italia, Cipru, am văzut din nou, Egipt. Ce ne puteți spune? De acum românii încep să călătorească mai mult, pentru că vorbim și de perioada vacanțelor. Dar au început rezervările chiar mai mult decât se așteptau cei din turism, imediat cum s-au anunțat relaxări și în România și în alte țări.
Într-adevăr, o noutate, dacă se poate spune așa, în contextul pandemiei cel puțin, constituie revenirea city break-urilor. Într-adevăr, România a început să plece din nou și pe weekend, pentru că Europa este verde la ora actuală, aproape toată Europa, în afară de Marea Britanie. Și au început să fie căutate iarăși circuitele, cel puțin circuitele la nivelul unei țări. Încă sunt mai puține circuite între mai multe țări combinate, ținând cont că pot apărea totuși probleme, n-am ieșit încă din pandemie, dar oricum, sezonul estival ne face să fim optimiști. E un sezon clar mai bun decât anul trecut, când am fost luați cu toții pe nepregătite în toată lumea. Acum avem rodajul anului trecut și, pe de altă parte, în acest an totuși vorbim de mulți care s-au vaccinat și vorbim și de multe persoane care s-au imunizat. Deci sperăm să nu mai vină un val teribil. În privința optimismului despre care vorbiți, se simte el și pe litoralul românesc? Absolut. Bine, pe litoralul românesc, ca și pentru alte destinații, s-au făcut rezervări și tip early booking sau înscrieri timpurii, se le spune pe românește, din ianuarie-februarie. Și în special pentru perioada de vârf de sezon, 15, să spunem, iulie, 1 septembrie, gradul de ocupare este destul de ridicat la multe hoteluri. Litoralul românesc rămâne un an din principalele destinații ale românilor și poate destinația numărul 1 ca regiune, să spunem, pentru că așa foarte mult și merg la munte, pe Valea Prahovei, dar într-un singur areal de 70 de kilometri, cât are litoralul nostru, partea turistică, să spunem, cum avem și delta, merg de an undeva la 2 milioane de români și rămâne o destinație foarte căutată. Da, pentru litoralul românesc a apărut o noutate anul acesta, s-a vorbit foarte mult despre lărgirea plajelor din binecunoscuta stațiune Mamaia, extrem de frecventată în sezonul estival. Ei bine, pentru cei care aleg litoralul românesc vara aceasta, trebuie să știți că plajele extinse din stațiunea Mamaia vor rămâne în acest sezon doar pentru prosoapele turiștilor. Deși a trecut prima lună de vară, administratorii plajelor au primit abia acum undă verde pentru amenajarea unor spații cu șezlonguri și umbrele. Acestea vor putea fi amplasate doar pe porțiunea de plajă veche la 100 de metri de țărm, iar noua fâșie va rămâne liberă. În stațiunea Mamaia, pericolul de NEC a crescut după lărgirea plajelor prin îngustarea porțiunii de apă de la mal la geamandură la cel mult 20 de metri. Salvamarii se așteaptă la un sezon dificil, cu incidente, mai ales atunci când marea este agitată. Și discutând despre acest subiect cu Nicușor Buzgaru, director adjunct Administrația Bazinală Dobrogea Litoral. Domnule Buzgaru, vă mulțumesc foarte mult. Bună dimineața! Bună dimineața și vă mulțumesc că m-ați invitat. Ce se întâmplă cu porțiunea de plajă de lângă țărm în sezoanele următoare? Va rămâne așa, dedicată turiștilor care vin acolo cu prosoape și umbrele? Așa cum arată sezonul acesta, plaja de la Mamaia e prinsă parcă între două generații. Generația anilor 70, în care turiștii vin cu prosopul și umbrela la malul mării, și pretențiile, nu-i așa, din ultimii ani, în care Mamaia, mai ales zona de nord, a devenit o zonă de lux. Ce zic administratorii plajelor despre aceste schimbări? Într-adevăr, ne aflăm într-o perioadă tranzitorie după implementarea acestui proiect, care aduce un beneficiu substanțial statului român din punct de vedere al combaterii eroziunii costiere, însă este necesară această perioadă în care să regăsim, să identificăm exploatarea corespunzătoare a suprafeței de plaje în contextul noi plaje, noi suprafețe care s-a creat. Este un lucru care nici noi și consider că nici operatorii turistici încă nu l-au definitivat, însă cu siguranță se vor găsi toate soluțiile necesare astfel încât partea de plaje să fie exploatată corespunzător până la linia țărmului, dacă este considerat pozitiv. Evident că având o suprafață de plajă extinsă și mult mai mare, vor putea apare noi funcțiuni care în secunda asta încă nu le avem definite cu toate. Colaborăm cu toate instituțiile de specialitate și intenționăm să colaborăm inclusiv cu operatorii economici de profil, aceștia fiind cei mai în măsură să ne învețe practic despre exploatarea plajelor și de comun acord să identificăm o modalitate de utilizare cât mai eficientă a întregii suprafețe de plajă, astfel încât să reușim să bucurăm și turiștii care doresc să stea pe șezlong sub o umbrelă și turiștii care doresc să facă plaje cu accesoriile proprii. Da, dar cum de s-a primit avizul amenajării plajelor abia acum? Sentimentul e că ne aflăm înainte de începerea sezonului și nu la mijlocul verii.
Evident că proiectul de reducere a eroziunii costiere este condiționat de niște etape ale finalizării. Nu s-au putut, datorită unor întârzieri survenite pe parcursul derulării contractului efectiv. Știm cu toții doar ce am vorbit și doar ce eu aș vrea să cred că am trecut peste pandemia de COVID, însă toate datele spun că e posibil să revină și sper să nu fie așa, că toate afacerile, toate contractele în derulare, operatorii economici, toate activitățile au avut de suferit și au suferit întârzieri sau opriri. Inclusiv acest proiect a avut întârzierile sale și de aceea, deși doream ca până la 1 mai să reușim să facem predarea plajelor și de atunci să înceapă practic activitatea turistică pe întreaga suprafață, evident în limita vestică, în limita contractelor vechi, acest lucru nu s-a putut face. Am apelat la înțelegerea operatorilor economici care au fost de acord cu semnarea unor acte adiționale pentru predarea plajelor începând cu data de 1 iulie, ceea ce prin eforturi susținute și cu ajutorul tuturor instituțiilor am reușit să facem să se întâmple și să ne ținem promisiunea, astfel încât la data de 1 iulie s-a predat efectiv și această plajă și sezonul sperăm să recupereze și să continue într-un mod cât mai bun. Da, Salvamarii se așteaptă la un sezon dificil cu incidente, mai ales atunci când marea e agitată. În stațiunea Mamaia pericolul de nec a crescut după lărgirea plajelor prin îngustarea porțiunii de apă de la mal la geamăndură la cel mult 20 de metri. Cât de grea va fi misiunea celor care se ocupă de salvarea turiștilor în această vară? S-au obișnuit oamenii cu faptul că plaja fiind mai largă, apa e adâncă la mal? Este o problemă pe care îmi este greu să o descriu, deoarece cei de la Salvamar înțeleg mult mai bine această problematică decât mine. Luând în considerare declarațiile lor pe care le-am auzit în ultima perioadă, ei confirmă că va fi un sezon dificil. Însă regulile în principiu de exploatare a zonei de îmboiere se aplică oriunde, nu doar în zona proiectului. Balizele care oferă această materializare vizuală a zonei de îmboiere turiștilor ar trebui să îi pună în gardă pe aceștia, indiferent de context, oriunde trebuie să respectăm regulile și, bineînțeles, și valurile și stegulețele roșii care se arborează de către Salvamare ar trebui să ne dea un mesaj clar că nu este în regulă să fim neatenți, chiar dacă suntem într-o perioadă de concediu și dorim să ne relaxăm, să ne distrăm și să fim mai puțin atenți la reguli și regulamente în acest moment. Vă mulțumesc foarte mult, Nicușor Buzgaru, director adjunct administrația bazinală Dobrogea Litoral, a fost în direct cu noi. Și îl avem de asemenea într-o legătură Skype pe Cristian Bărhălescu, vicepreședintele ANAT Sud-Est. Domnule Bărhălescu, bună dimineața! Bună dimineața! Așadar, în spirit de glumă, avem plaja Mamaia adaptată pentru toate gusturile și cei care preferă moda anilor 70 cu umbreluțe și șezlong la malul mării și cei care își doresc condiții de 2021 cu șezlonguri. Anunță autoritățile că plajele vor putea fi amenajate pentru că s-a primit avizul. Cum se arată sezonul estival de anul acesta? Posibil ca acest sezon estival să fie ceva similar cu anul trecut. Noi așa sperăm, dacă nu poate chiar mai bun. Dar aici discutăm doar despre zona Mamaia Nord ca și plaje. Și este bine că ați abordat subiectul. Deci discutăm de la pasarelă până în zona cluburilor. Nu de toată Mamaia. Zona de sud nu este afectată. Cei care veneau cu familiile la mare, de obicei în zona de sud, sunt bine, mersi, acolo este la fel ca în anii trecuți. Acum ne supărăm că avem o plajă ca la Miami, una foarte lată, că și acolo, știm, plajele sunt foarte late. Este un proiect grandios, este un proiect excepțional care l-a derulat România, iar acum trebuie să ne adaptăm. E adevărat, anul acesta sunt ceva nemulțumiri, unii că sunt prea departe de mare, că se așteptau să vadă marea din cameră și să le bată valul, să audă zgomotul valurilor din hotel, dar trebuie să ne adaptăm și să exploatăm această zonă deosebită, un nou tărâm al României, putem să spunem, care a trebuit intabulat, de aceea s-a întârziat atât de tare cu predarea plajelor și trebuie să anunțăm turiștii că acestea sunt condițiile. Din nefericire, turiștii sunt mai mult alungați de acele celebre aplicații meteo, care, așa cum spunea și invitatul dumneavoastră anterior, anunță în fiecare zi ploaie. Nu plouă toată ziua. La noi este soare. Dacă apare un nor,
și cad câțiva stropi de ploaie la prânz sau seara, nu înseamnă că plouă toată ziua. Sunt 27-28 de grade în aer. Se face plajă toată ziua. Mai mult aplicațiile alungă turiștii decât acea zonă. Iar zona de sud a litoralului este bine, mersi. Acolo pot veni liniștiți toți turiștii. Asta ce înseamnă dacă turiștii se orientează după veștile apărute pe aplicațiile de telefon în privința condițiilor meteorologice? Că turismul estival din România e ceva ce se decide pe ultima sută de metri, adică vezi pe aplicație că e vremea bună, să faci bagajele și pleci? S-a renunțat la acea idee de a cumpăra din timp sejururi, cum se numesc, pachete? Foarte puțin au apelat anul acesta la early booking și asta datorită restricțiilor. Așa cum spunea și domnul Bădulescu, ați văzut foarte clar că a venit decizia de cumpărare undeva foarte aproape de ziua plecării, pentru că nu se știe ce restricții vor fi impuse, oamenii nu mai vor să-și riște bugetele de vacanță și atunci ce intră clientul în agenție și spune vreau să plec săptămâna viitoare, mâine sau poimâine, în marea lor majoritate merg prin agenții pentru că știu foarte clar, la agenții este mai ieftin decât pe internet sau orice alte surse și merg la mare pe pachete. E bine, e adevărat, vremea este cel mai important lucru. Din păcate, vedem cum dacă plouă la Deva sau Sibiu sau Timișoara, clienții cumpără mai puține pachete de vacanță decât în zile când este soare și la ei. Pentru că asimilează că dacă plouă la ei, plouă și aici. De aceea trebuie comunicat corect și trebuie spus și avem, slavă Domnului, multe camere de luat vederi pe malul mării care pot fi accesate și văzută vremea efectiv de pe litoral. Este foarte important în decizia de cumpărare a clienților, pentru că de la Iași, anunțând cei din presă că plouă în fiecare zi sau văzând meteo că plouă, ei nu mai vor să vină la mare, ceva ce să mă duc dacă plouă. Da, dar aici nu plouă, Bărbălescu. Este un fenomen care alungă norii, e acea briză care împinge norii spre țară. Da, lăsând deoparte stațiunea Mamaia și zona de nord, care știm că este considerată exclusivistă, referindu-ne la celelalte stațiuni de pe litoralul românesc, aflate desigur în competiție cu tot trei ale opțiunilor românilor pentru vacanță, Bulgaria, Grecia, Turcia. Cum stăm la capitolul condiții? În ce măsură ne luptăm umăr la umăr cu vecinii noștri pentru a face față concurenței în perioada estivală? De fiecare dată am spus-o și repet, comparăm mere cu pere, cu prune, cu caise. Nu se compară. Fiecare destinație oferă experiențe diferite. Lucrez de 28 de ani în acest domeniu și vă spun sincer, nu pot să compar litoralul românesc, care are un tip de cazări dezvoltate din anii 70 și acum îmbunătățite spre 3, 4 și 5 stele. De exemplu, Eforie Nord a început să ridice prețurile pentru că au apărut hoteluri de 4 stele, de 5 stele, iar în zona de sud, iarăși, Vama Veche, nu mai este ce era acum 20 de ani, nu putem să o comparăm cu o stațiune din Turcia de 5 stele sau resorturile celebre, fabric hotelurile lor, unde ajungi cu avionul prepoderent sau cu mașina după ce conduci 1000 și ceva de kilometri, 1500 de kilometri, sau nu putem compara cu Grecia, care iarăși are un alt tip de servicii. Acolo te duci cazare cu mic dejun și te bucuri de taverne seara, la prânz mănânci ușor de la un restaurant, dacă e eventual un iaurt cu o plăcintă și te liniștești pentru că soarele este foarte tare, sau cu Bulgaria, care a fost dezvoltată ca o soluție de către Uniunea Europeană, de către marii tur operatori, ca o soluție alternativă atunci când au căzut piețele din Tunisia, din Thailanda după tsunami. De aceea suntem piețe diferite cu experiențe diferite și atunci nu prea merită să le compar. La prețuri, da, pot să vă spun că în litoralul pentru toți avem prețuri mai mici și bate orice tarif din Bulgaria, Turcia, dacă ne ferim la prețuri. Dar când comparăm 4 stele cu 3 stele și domnul Bădulescu, iarăși aici o să vă poată confirma, noi avem reguli. 4 stele, 3 stele în România sunt 4-3 stele. Dacă te duci în Turcia, 4 stele, 3 stele, cu toate o stea jumate sau două, la Grecia la fel. La bulgari stau lucrurile puțin diferite în hotelurile vechi și noi. De aceea nu trebuie să comparăm altfel decât prin experiențe și prin satisfacția turiștilor, gradul de fericire a lor după ce se întorc din vacanță. Da, domnule Bădulescu, apropo de ceea ce spunea domnul Bărhălescu și spunea foarte bine că nu putem compara până la urmă ceea ce oferă turismul românesc cu ceea ce oferă Grecia, Turcia sau și așa mai departe. Atunci când vorbim despre faptul că stațiunile s-au dezvoltat, a pomenit domnul Bărhălescu despre Vama Veche,
acolo dezvoltarea aceasta spre cinstele prinde bine sau am fi putut folosi individualitatea specificului respectiv pentru a atrage turiști străini? Eu zic că am fi putut folosi și pentru a atrage turiști străini. Oricum, Vama Veche este una din destinațiile care mai atrăgeau din când în când turiști străini. Nu foarte mulți. Și nu doar Vama Veche. Toată zona aceea cu un specific ușor, nu știu, hippie, să-i spunem. Vama Veche, 2 Mai și așa mai departe. Cei care vor să aleagă genul ăsta de turism ar fi putut găsi acolo o zonă pe care nu o pot găsi în Turcia sau în Bulgaria, de exemplu? Da, noi la capitolul evenimente și distracție stăm foarte bine și aici și domnul Bărhălescu poate să confirme și îi dau dreptate domnului Bărhălescu. În România, destinația litorală e diferită față de alte destinații litoral și ca scop Bulgaria a fost ajutat într-adevăr de tur operatorii europeni ca destinație alternativă. Dar noi suntem imbatabili la capitolul evenimente, distracție. Bine, am avut pandemia și n-am mai putut avea foarte multe evenimente, dar acum pas cu pas ne revenim. Cunosc cazuri în care au venit turiști din Australia, de exemplu, sau din Canada, la Vama Veche, auzind de Vama Veche. Bine, nu sunt multe situații de genul ăsta, dar oricum arată ceva, spune ceva. Litoralul românesc trebuie să se promoveze mai agresiv, aș spune, și coerent prin specificul lui pentru a atrage turiști, și anume, repet, evenimente, festivaluri, concerte, dar și pe partea de turism balnear stăm bine, tratament, avem mai multe baze și hoteluri în Neptun, în Mangalia, avem aproape delta Dunării, ar trebui să profităm din plin să ne promovăm acum cu plajele, pentru că avem printre cele mai late plaje din Europa, datorită lărgirilor. Să nu uităm că nu e o noutate lărgirea plajelor. Acum câțiva ani s-au lărgit în Constanța, Mamaia, parțial și Eforie Nord. Și de atunci Eforie Nord s-a dezvoltat și mai mult și crește în topul preferințelor turiștilor. Despre individualizarea ofertei e relevant să vorbim, pentru că din experiența personală vă pot spune că am întâlnit un tânăr la New York care mi-a spus că a fost în România și că în mod deosebit a vrut să viziteze Vama Veche. Adică, iată că turiștii străini nu sunt interesați să viziteze stațiuni asemănătoare cu Mamaia, decât cu Miami, decât poate punctual atunci când sunt evenimente grandioase, concerte și așa mai, festivaluri și așa mai departe. Dar altfel, ei sunt interesați de experimentarea unor situații și ale unor zone cu care nu se întâlnesc la resorturi de 5 stele. Faptul că se dezvoltă atât de mult litoralul și în zona aceea, considerată tradițional sălbatică, e bine sau e rău? Eu zic că este bine, dar trebuie cu responsabilitate. Și Vama Veche, e vorba aceea veche, Vama numai aici a fost. Acum asta e, rămâne o destinație boemă, dar s-a mers mult mai mult și pe partea premium. Au apărut din ce în ce mai multe structuri de cazare, bine, mici. Că e păcat că în Vama să construiești hoteluri de 10 etaje, nu e specificul stațiunii și nici nu, dacă ar fi după mine, cred că nici n-ar trebui permis așa ceva. Dar au apărut din ce în ce mai multe structuri de cazare de 4-5 stele care oferă alte condiții. A devenit până la urmă și o destinație pentru corporatiști, pentru boema României, să spunem, și chiar și cu bani un pic sau mai mult peste medie. Dar, repet, ar trebui să facem o strategie clară de promovare a litoralului românesc pe partea diferită, de nonconformism și de distracție. Totuși, e drept, vestitele cluburi din Mamaia, Mamaia Nord, Năvodari, sunt renumite în toată Europa și nu numai. Mie îmi spuneau, de exemplu, prieteni din Bulgaria, angajați ai hotelurilor în middle management, la 25-35 de ani, da, noi v-am întrecut pe partea de all inclusive, au foarte multe hoteluri de all inclusive, dar mergem și noi în Mamaia pe weekend să ne distrăm în cluburile voastre, la capitolul acesta voi ne-ați întrecut, recunoșteau și ei, angajați ai hotelurilor din Bulgaria. Da, domnule Bărhălescu, sunteți de aceeași părere? Cu siguranță. Este evident că am trecut Bulgaria din acest punct de vedere, iar ce este foarte puțin promovat este și faptul că poți să faci un mix de delta cu litoralul românesc, faptul că la Sulina, Sfântul Gheorghe sau Murighiol poți să ai parte de experiențe deosebite, unice în lume,
iarăși ne diferențiază foarte mult ca piață și ca experiență, iar toate ofertele pe care le avem din punct de vedere al vizitării unor obiective turistice din zonă, iarăși dau satisfacție mare. Pentru că am avut la mine în agenție, de exemplu, în agențiile noastre din Constanța, am avut solicitări de VIP-uri, le-am putea spune, că tot e vorba de fotbaliști care au fost în Vama Veche și celebri, chiar nu putem să dăm nume, iarăși actori celebri care jucau în Urzeala Tronurilor, care au venit să stea în Mamaia, în zona Năvodari, ne-au solicitat. De aceea sunt persoane, personalități care vin incognito, nu vor să se facă publicitate din punctul ăsta de vedere, dar vin și se bucură de experiențe deosebite. Nu mai vorbim de celebrități care au venit spre Delta Dunării. De aceea ne diferențiem evident. Iar litoralul românesc în acest moment este pregătit pentru toate vârstele și în mod special românilor le oferă siguranță. Faptul că am văzut foarte clar, din păcate ieri am avut un eveniment nefericit aici la Petromidia, dar am văzut viteza de reacție al celor de la Smurd, cei cu elicopterele s-au mișcat foarte repede. La fel, nu consider un pericol, salvamarii sunt foarte bine pregătiți, avem un centru de formare a scafandrilor și salvamarilor excepțional la Constanța, care acoperă toate necesitățile. Din păcate, ei se luptă de multe ori cu inconștiența oamenilor și nu cu marea, nu cu valurile. Faptul că atunci când arborează acel celebru steag roșu, oamenii îl ignoră. Da. Domnule Bărfelescu, ați pomenit despre Delta Dunării și este un subiect extrem de interesant în contextul individualizării turismului de la noi. În ce măsură e cunoscută această zonă celor care o pot alege din străinătate? Este foarte puțin cunoscută, spre necunoscută, din păcate, și Tulcea și Constanța este văduvită, am putea spune, de prezența unui organism de managementul destinației, a unei organizații solide și puternice. La Tulcea este o asociație care promovează și una foarte bună, asociația de promovare, dar nu poți face cu bani puțini și fără o strategie națională o promovare de destinații. Nu poți să duci numai dintr-un birou din Tulcea promovarea unei țări întregi sau din Constanța. De aceea trebuie o strategie națională și susținută Delta, pentru că ar fi un magnet formidabil, aș putea spune. Este o stea care stă să răsară pe firmamentul mondial, pentru că oferim o experiență extraordinară. Toți care au venit în Delta au fost uimiți, șocați, fascinați, numai de cuvinte de laudă, cu toții se întorceau cu bateriile încărcate și cu o experiență deosebită. Trebuie să scoatem în evidență acest lucru în extern. Românii l-au descoperit și s-a văzut foarte clar și anul trecut și acum de an, când au fost tichetele de vacanță, au sărit cu 70% încasările în Delta. Ce înseamnă asta? Că până atunci au fost la negru sau neraportate și am descoperit că vin foarte mulți oameni în Delta și asta din raportările Asociației de Promovare din Tulcea, Delta Dunării. De aceea avem nevoie de astfel de planuri și astfel de asociații, organizații care să promoveze coerent tot ceea ce avem. Dacă vin bulgarii la noi pentru cluburi, este clar că ar veni și pentru Delta Dunării străinii care vin în Bulgaria și astfel ar sta ok, în plus două nopți la bulgar, n-ar fi o mare problemă, dar am încasat și noi bani pentru că ei vin și lasă banii în România și asta se cheamă export. Da, a favorizat cumva pandemia turismul în zona Deltei Dunării? Am auzit anul trecut mai mult decât de obicei despre această opțiune de a-ți petrece vacanța de vară în Delta. Da, a favorizat, pentru că locațiile au fost în mare majoritate construite familial, mici, au fost restricții foarte mari de construcție și doar vechi blocuri sau alte cămine de înfamiliști au fost transformate în hoteluri care aveau mai mult de un etaj sau două, dar în marea lor majoritate sunt restricționate construcțiile și localnicii au reușit să aducă și o savoare, o notă aparte. Au înțeles încă de la începutul anilor 2000 că trebuie să dezvolte în această direcție și acum oferă satisfacție maximă. Iar tichetele vacanță, repet, sunt cele care au ridicat foarte mult și din statistici și domnul Bădulescu poate să spună, acel 70% este o realitate în Delta Dunării, iar
în acest moment delta Dunării a reglat oarecum de la 2 stele sau o stea până la 5 stele cu resorturile pe care le are, a reglat oferta. Și cererea trebuie oarecum restricționată, să fie orientată spre un turism mai slow, astfel încât să se bucure și turiștii de regiune, dar nici să nu afecteze regiunea, pentru că este un echilibru destul de fragil acolo în delta, cu păsările, cu peștii și toată fauna și flora. Da, domnule Bădulescu, e acesta cârligul de care să ne agățăm pentru a revigora turismul românesc, delta Dunării, vama veche, zona aceea sălbatică, nonconformistă, rezervația naturală, cea care oferă un argument pe care turiștii nu l-ar găsi în altă parte. Nu unicul cârlig, dar un cârlig important. Pentru că delta Dunării chiar e un produs unic, e unic în toată Europa. Nu există o altă deltă la fel de mare și așa de bine conservată, știm bine. La fel, la capitolul distracție, stăm mai bine decât multe țări, e o realitate. Eu îndrăznesc cu curaj să spun, România nu are o imagine de țară încă deloc sau nu are încă în sensul bun. Domnule Bădulescu, dar vorbim de ani de zile despre subiectul acesta. Vorbim, dar ar trebui guvernul să ia în seamă privatul, din păcate statul și privatul au agende total paralele, mai ales statul. Guvernul ar trebui să investească zeci de milioane de euro cu încredere în turismul românesc, rezultatele nu vor veni mâine. Să comunice cu privatul și să, nu numai să comunice, de comunica să mai și comunica, dar să și aplice, să țină cont totuși de organizațiile profesionale, profesional-patronale din turism, pentru că dacă organizațiile nu știu cel mai bine pe fiecare domeniu ce trebuie făcut, atunci ține, trebuie investiți bani mulți. Așa o să vină și bani în țară, vorbim de export de servicii până la urmă, una din puținele forme extrem de eficiente de export de servicii, nu scoatem produse afară din țară, nu scoatem resurse, dimpotrivă ne promovăm, ne vin turiștii care și cheltuiesc bani și crește și imaginea de țară. Da, curajul meu, ca să încheiem, cer scuze, România ar putea deveni o destinație nu neapărat, nu scumpă, nici premium, nu o destinație ieftină, cum a fost promovată foarte bine în anii 60-70, că turiștii veneau din fostul bloc comunist, dar și din țările nordice, Germania și așa mai departe, și din cauza, datorită prețurilor foarte mici. Da. Deci eu cred că eu aș miza pe România destinație premium, de calitate. Da, domnule Bădulescu, e clar că pandemia nu s-a terminat și așa cum evoluează lucrurile, probabil că va mai dura. Este aceasta o ocazie, între ghilimele, la modul cinic vorbind, să ne promovăm destinațiile izolate, pensiunile agroturistice, zonele despre care se știe foarte puțin în Europa și care pot fi o alternativă? Absolut. Din păcate, România nu s-a promovat deloc turistic în acest an. Au încercat doar cei din sectorul privat așa cum au putut, dar nu sunt bani în sectorul privat, mai ales că am trecut și prin criza generată de pandemie. Ce a ajutat România, că e o țară verde, și a observat mai mulți din mai multe țări, dar nu-i meritul României, că nu noi ne-am promovat, că suntem verde, am fost și suntem verzi și turiștii uitându-se pe hartă, normal că aleg țările verzi. În al doilea rând, România, Bucureștiul a găzduit și câteva meciuri UEFA, a contat și lucrul ăsta. Prima oară am avut și noi mii de turiști străini, suporte, dacă au stat o noapte, două de cazare. Din păcate, ei nu, mă uitam la anumiți francezi, mai ales ziariști, poate într-un mod răutăcios, poate aveau dreptate, au criticat că n-aveau ce vedea în București. Da. Întrebarea mea, le-a spus cineva ce au de văzut în București? Da. Pentru că n-a existat o campanie de promovare. Din păcate sunt și foarte puțini români care cunosc cu adevărat ceea ce poate oferi potențialul turistic al țării noastre. A fost nevoie bună oară să ne facă cunoscuți pe plan internațional prințul Charles, ca mulți dintre concetățenii noștri să viziteze Transilvania. Exact, ne-au descoperit prințul Charles, Charlie Oatley și alți și realizatori de la mai multe televiziuni britanice, americane, să nu uităm Cascada Bigger, o anumită librărie și așa mai departe, au fost descoperite de, ca să nu spun numele că ar fi comercial, zic, au fost descoperite de străini, nu de noi. Da. Care le-au și lăudat și au și spus, voi aveți o țară frumoasă și cu multe obiective interesante. Noi avem încredere, nu știu, la modul general în ceea ce avem. Da, îi mulțumesc foarte mult domnului Cristian Bărhălescu, vicepreședintele ANAT Sud-Est. Domnul Bădulescu mai rămâne alături de mine.
Și revenim cu o abordare interesantă a perioadei concediilor după publicitate, pentru că medicii avertizează că mâncarea influențează reușita unei vacanțe. Revenim imediat. Am revenit în direct. În perioada concediilor, medicii avertizează că mâncarea influențează reușita unei vacanțe. Deshidratarea și oboseala cauzate de temperaturile ridicate, bolile digestive și intoxicațiile cu diferite alimente se numără printre cele mai întâlnite probleme în sezonul cald. Cei care pleacă în vacanță cred că totul e permis, însă trebuie să știe că în ceea ce privește mâncarea e bine să facă alegeri sigure de sezon și să mănânce multe legume, fructe și alimente proaspete. Și nutriționiștii le recomandă turiștilor să evite carnea care poate fi alterată din cauza temperaturilor ridicate. Discutăm despre acest subiect în continuare cu nutriționistul Cristian Mărgărit. Domnule Mărgărit, bună ziua! Bună ziua! Vara, mulți dintre cei care merg în concediu au tendința să consume mai mult zahăr, mai mult alcool, mai mult băuturi grase. Ce înseamnă pentru această perioadă de vară un meniu echilibrat chiar și în vacanță? Un meniu echilibrat înseamnă energie, înseamnă voie bună și înseamnă o vacanță de care să ne bucurăm. Cum bine spuneați, toxinfecțiile pot strica o vacanță, evident. Din acest motiv este bine să evităm nu neapărat carnea, ci carnea tocată sau carnea insuficient preparată, să analizăm cu atenție aspectul, gustul, mirosul și dacă ni se pare ceva suspect, să nu consumăm acele alimente, mai ales dacă le-am transportat cu noi, de exemplu, în vacanță și au fost expuse la căldură pe durata transportului sau dacă mâncăm la restaurant. Da, auzim de tot mai multe persoane care țin dietă înainte să plece la mare, mai ales acum, după un an de pandemie. Ne ajută cu ceva să nu mâncăm înainte și să recuperăm după? Dieta ar fi trebuit să ținem de prin noiembrie, decembrie, așa, sau măcar de prin ianuarie. Nu se poate obține un efect extraordinar în câteva săptămâni, dar sigur că eliminarea retenției de apă, se poate obține o slăbire de câteva kilograme, se pot obține anumite îmbunătățiri. Important este însă, exact cum ați spus, să mâncăm pe cât posibil de sezon, pe cât posibil local, să evităm alimentele aduse din alte părți care au putut fi congelate, decongelate și tot așa, cum ar fi, de exemplu, fructele de mare, care sunt foarte periculoase în această perioadă. Cu cât ar trebui să sporim aportul de lichide în timpul unei zile la plajă și cum ar trebui să privim relația cu alcoolul în timpul expunerii la soare? Sigur că alcoolul ar fi contraindicat, pentru că odată deshidratează și apoi crește și stresul oxidativ. Soarele, radiația solară atacă oricum pielea, de aici intervin legumele și fructele bogate în antioxidanți. Aportul de apă trebuie să înlocuiască pierderile și cea mai ușoară măsură a acestui lucru este culoarea urinei de dimineață, care trebuie să fie deschisă. Deci va trebui să bem apă suficientă în funcție de cât transpirăm, neapărat să avem o dietă diversă, bogată în minerale, pentru că prin transpirație pierdem și mineralele, și alimentația să fie în general sănătoasă. Chiar și multe supe, iaurt de tip ayran, de exemplu, care are apă și sare și care este practic o băutură ideală pentru rehidratare. Da. Ce s-a schimbat în abordarea românilor vis-a-vis de forma fizică, de dietă și sport în timpul pandemiei? Ne-am schimbat în rău? Statul acasă a favorizat, eu știu, mâncatul pe canapea în fața televizorului și renunțatul la sălile de sport, care o bună perioadă au fost închise? Sigur că aceste măsuri, din punctul meu de vedere, un pic exagerate de a opri posibilitatea oamenilor să facă sport, au avut un impact foarte negativ asupra sănătății. De asemenea, oamenii au fost tentați să comande mâncare și au comandat în general mâncare din ce în ce mai nesănătoasă. Chiar și cei care țineau regim, care aveau o dietă sănătoasă, au început să cadă în acest păcat din ce în ce mai des. Deci am ieșit din pandemie, din ce văd în jur, cu foarte, foarte multe probleme, care nu sunt doar acele kilograme în plus care se văd, ci vorbim despre creșteri de colesterol, probleme cu ficatul, deci diverse alte probleme de sănătate care își vor arăta colții pe termen mediu și lung în special. Așa este. Vă mulțumim foarte mult, Cristian Mărgărit, și revin la discuția despre vacanțe, că și aceasta e o abordare a dietei, a regimului culinar cu invitatul meu, Traian Bădulescu. Domnule Bădulescu, am abordat situația într-un mod în care mâncarea este reușita unei vacanțe, dar ea poate fi în România și o experiență culinară.
Pentru că se vorbește cel puțin în sezonul estival despre foarte multe restaurante cu specific pescăresc, despre tot felul de kerhanale în care turiștii străini pot veni să experimenteze felurile specifice litoralului Mării Negre, experiențe pe care nu prea le-am văzut în străinătate. Noi stăm foarte bine și la capitolul culinar. Până la urmă, mâncarea, arta culinară, gastronomia, este esențială pentru un turism reușit și pentru un pachet turistic reușit. Chiar îmi plăcea să spun, cu tot respectul, mie îmi place mult turismul cultural și îmi place să vizitez obiective, dar dacă un turist într-un circuit vizitează câteva obiective interesante pe zi, vizitează ceva gen castele și așa mai departe, castelul Bran, sau, dar mănâncă pe fugă sau mâncarea este de slabă calitate, turistul s-ar putea să spună că n-a fost bine. Da. Dar dacă sunt obiective mai puțin interesante, dar preparatele culinare sunt deosebite, avem și spectacol, dans, voie bună la un restaurant, în special la cină. Adică atmosfera potențează reușita unei vacanțe, iar mâncarea este un element important. Mâncarea este un element important și în sensul bun, dar și în sensul de prevenire, de atenție. Dau un exemplu, în sensul bun ar trebui să ne promovăm din ce în ce mai mult preparatele noastre tradiționale. La ora actuală, cel mai bine se mănâncă totuși în turismul rural, unde avem vestitele preparate regionale, zonale. Chiar așa, vorbeam pe pauza de publicitate și aș vrea să le împărtășim această discuție și telespectatorilor. Cât de mult este promovată această latură a componentei culinare, a tradițiilor în pachetele turistice pe care le oferim străinilor? Pentru că, din experiența personală vă spun, am căutat Crăciunul perfect grație marketingului altora peste tot în lume și mi-am dat seama că Crăciunul perfect e acasă. Așa cum arată el în România, cu tradiții, cu feluri de mâncare, cu colindători, cu familia aproape. Mă rog, cei care vin din străinătate n-ar avea familia aproape, dar avea niște experiențe extraordinare pe care nu le-ar mai întâlni în altă parte. Așa este, așa cum vorbeam și în pauză. Chiar avem o țară frumoasă, dar nu avem marketing. Poate un turist rămâne fascinat, să zicem, în fața castelului Bran pentru că a auzit de el. De castelul Bran s-a auzit, sau Palatul Parlamentului, dar în rest sunt multe obiective, pornind de la obiective antropice până la cele, să spunem, naturale și așa mai departe, care nu sunt promovate. Și poate că ar fi o idee pe viitor să se facă niște pachete turistice în care să fie promovată România autentică, România rurală. Nu știu, un pachet de Crăciun la care să mergi la o pensiune agroturistică cu un meniu de Crăciun, nu cu mâncare congelată, nu cu ceva ce turistul poate experimenta oriunde în lume, ci să încerce ceva cu adevărat specific românesc. Promovarea se face, dar se face la nivel privat. Fiecare hotel, pensiune se promovează cum poate, mai bine sau mai puțin bine. Agențiile de turism care aduc turiști promovează și ele, dar n-ar fi rea o campanie sau subcampanie care să marceze pe produsele, pe arta culinară și pe turismul vitivinicol. Da. Avem și vinuri de mare calitate. Iată, să punem pe o listă și Dobrogea, să vedem tot am vorbit ce de litoral. Avem noi și ce alții desigur nu au. Vă mulțumesc foarte mult, Traian Bădulescu, mulțumesc pentru discuție. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Vin știri la fix cu Luiza Cergan, iar noi ne repedem la Top B1 la ora 13. O zi frumoasă tuturor, pe curând!